Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă reacție la rece. A început play-out-ul în Liga 1 și a început bine pentru noi, pentru că am reușit să ne impunem cu 3-1 în fața celor de la Dinamo. Reușim să câștigăm acest meci și după 14 ani reușim în sfârșit să ne bucurăm și noi de o victorie împotriva acestei echipe în acest campionat, după ce am reușit doar două rezultate de egalitate în sezonul regular. E bine, dacă la meciul cu clinceni puteam afirma că nu știu cât la sută a contribuit Adimutu la acea victorie, mai ales ținând cont că a avut doar două zile de lucrat cu echipa înaintea acelui meci, e bine, la acest meci putem aduce toate contribuția lui Adimutu. Putem afirma cu tărie că aici este clar ceea ce a lucrat el. A avut o săptămână la dispoziție să gândească și să pregătească acest meci și l-a pregătit excelent. Cel puțin prima parte a meciului a arătat foarte, foarte bine pentru noi. Am reușit să marcăm 3 goluri destul de repede și am controlat meciul pe alocuri. Am reușit să dominăm partida, chiar dacă am cedat inițiativa după ce am marcat golul 3, în special în repriza a doua, am încercat să jucăm mai mult pe contraatac. Eu zic că am arătat bine, îmi place cum a gândit Adimutu acest meci, îmi place cum l-a pregătit, îmi place că și după ce a schimbat Dinamo și a încercat să joace cu doi atacanți, el l-a gândit foarte, foarte bine și a introdus jucători care să surprindă prin viteză, a introdus jucători care să ajute contraatacul și i-a ieșit în a doua repriză. Ocaziile cele mai mari ne-au aparținut în a doua repriză, două ocazii foarte mari ale lui Carnat ratate 1-1 cu portarul. Dinamo în a doua repriză, mai ales după ce a primit golul 3, nu a mai jucat mai nimic. Câteva greșeli acolo în defensivă pe construcție puteau să ne coste, puteam să dăm cu piciorul avantajului și puteam să readucem Dinamo în meci, la fel cum am făcut după numai 10 minute. Încep meciul perfect, reușim să marcăm două goluri și era clar că eram peste cei de la Dinamo. Facem o gafă, adormim pur și simplu în defensivă la o fază fixă și Dinamo revine în joc, marchează 2-1. Însă, așa cum spuneam, după ce s-a făcut 3-1, practic Dinamo n-a mai existat pe teren. E bine, cu acestea fiind spuse, hai să mergem la meci, hai să analizăm cele mai importante faze. Nu sunt foarte multe faze de analizat, însă am extras eu cele mai importante lucruri, în special ale primei reprize, lucruri care mie unul mi-au plăcut, lucruri care pare că au fost lucrate și puse în practică foarte, foarte bine de jucători. E bine, așa cum spuneam, Adi schimbă sistemul din nou la acest meci. Începe cu un 4-3-1-2 și vedem încă de la începutul partidei se așează jucătorii pe aceste poziții. Joacă Belu și Moraes în benzi, un lucru foarte, foarte interesant care mi-a plăcut la această partidă și am văzut încă din meciul de la Clinceni, Belu și Junior Moraes primesc foarte multă libertate, urcă foarte, foarte mult în benzi și încearcă să aducă acolo o superioritate în benzi. De foarte multe ori Albu coboară între cei doi fundași centrali, Săpunăru și Grigore, și creează o linie de trei pe fund, ajutând pe creație. A jucat cu Kait și Moise Interi și din nou Kait, e incredibil acest jucător cât de repede s-a acomodat în echipa noastră, pare că joacă la noi de foarte, foarte mult timp, este din nou decisiv, reușește să marcheze din nou, mi se pare un transfer absolut senzațional pentru noi. Moise din ce în ce mai bun pe această poziție de Inter stânga aici, Ioniță excelent și el acolo în spatele lui Bolan și Ilie. Ăsta a fost primul 11, un prim 11 care a arătat foarte, foarte bine. Sincer, din cei 11 de pe teren, nu cred că avem ce să reproșăm la acest meci. Din punct de vedere al dorinței, din punct de vedere al realizărilor, din toate punctele de vedere, mie mi-a plăcut echipa și practic fiecare jucător care a fost trimis în teren s-a prezentat foarte bine la această partidă. Prima fază este la numai 3 minute după ce a început partida.
Vedem, se vede foarte, foarte bine din acest unghi așezarea noastră. Se vede foarte bine din nou Moraes și Belu. Cât de sus sunt cei doi? E clar, la această fază sunt ca și aripi în benzi, acolo sunt ca și doi mijlocași ofensivi. Cei drept sunt spații foarte, foarte mari în zona lor. Dacă se pierde mingea aici, poate fi pericol. Însă, la această fază ne iese absolut perfect. Avem și puțin noroc, însă inspirația lui Ioniță este absolut senzațională. Albu încearcă o pasă între linie aici la Rareșilie. Rareșilie iese acolo puțin la minge și era absolut sigur. Însă, Albu nu trimite o pasă perfectă. Reușește Torje să intercepteze. Însă, preluarea lui Torje este una foarte largă, sare mingea din el ca din gard. Ioniță este foarte atent acolo pe fază, se întinde un pic după această minge. Fundașul face o greșeală, o gafă foarte, foarte mare aici, iese în pressing, încearcă să îl ia pe sus pe Ioniță, însă Ioniță din preluare își creează un avantaj față de fundaș. După Ioniță are o viteză foarte, foarte bună. Pe mine m-a surprins la această fază Ioniță. Nu mă așteptam să-l depășească atât de ușor pe fundașul advers. Trece destul de ușor și finalizează la colțul lângă cu latul. Așadar, minutul 3, reușind să deschide scorul destul de repede, Ioniță marchează. Acțiune personală aici, contribuția lui e 100% la acest gol. Recuperare, dribbling pe lângă fundaș, accelerare și finalizare la colțul lung. Faza următoare, la numai alte 4 minute după ce am marcat primul gol, aici pare o fază lucrată foarte bine la antrenament. E bine, Săpunaru, Albu și Grigore aglomerează acolo în zona primei vări, însă atenția mea se îndreaptă spre Bălan. Bălan era pregătit de sprint exact în momentul în care Ioniță pleacă spre minge. Bălan atacă acolo în zona primei vări. E clar, dinamoviștii, deși au 3 jucători acolo în zona lui Bălan, Bălan câștigă clar prin planul, se impune la această fază, iar ceea ce urmează mi se pare din nou că a fost lucrat și pregătit. Îl urmărim pe Kate, acolo este în duel cu Demoura, în duel 1-1, însă Demoura n-are nicio șansă aici la această deviere, rămâne cu poarta goală practic Kate la această deviere, iese din nou totul perfect și reușim să înscriem pentru 2-0. Kate are o simplă formalitate aici, pune genunchiul și mingea se duce în plasă. 2-0, minutul 8, da, începem perfect această partidă. Iar după, dăm cu piciorul. De neînțeles ceea ce se întâmplă la această fază. În primul și în primul rând, arbitrul nu este lângă minge. E clar, nu se execută la fluier, nu? Poate executa adversarul oricând. Nu înțeleg, aici sunt doi jucători acolo aproape de Torje. Ambii sunt întorși aproape cu spatele la Torje. Nici măcar unul nu stă în fața mingei să nu se execute repede. Moise, care se află aici lângă Morar, nici el nu este atent. Este și el întors cu spatele, se uită așa cu coada ochiului, însă e clar, nu poate să vadă faza foarte, foarte bine. Morar profită imediat. Da, mă uitam aici și încercam să găsesc un jucător care să fie cu fața la joc, un jucător care să fie atent la această fază. E bine, dintre toți jucătorii de pe teren, am văzut aici, Săpunaru pare că este singurul care să vadă acest lucru, să vadă că Dinamo poate juca rapid. Săpunaru și Cubelu pare că sunt cu fața la joc aici. În rest, toată lumea este concentrată și se pregătește practic pentru o centrare a celor de la Dinamo. E bine, centrarea nu vine, vine o execuție rapidă pentru Morar, pasă în adâncime, vedem aici Moise, când se trezește Moise deja, Morar are 3-4 metri în fața lui,
Nu avem nici măcar o șansă să mai prindem aici pe Moral. Moral înscrie din nou în poarta noastră și face 2-1 minutul 11. După un început perfect, dăm cu piciorul, cum spuneam, și readucem Dinamo în meci, din păcate. În minutul 30 este o fază absolut senzațională, un șut absolut senzațional al lui Bălan. Lovitura liberă, cred că sunt undeva la 25-30 de metri. Cred că, nu știu dacă am mai văzut în acest sezon execuțiile lui Bălan din lovitura liberă. Și am spus asta și la începutul partidei. Pare că în sfârșit știm și noi calitățile jucătorilor. Pare că în sfârșit știm și noi că Bălan execută lovituri libere. Ei bine, nu vreau să arunc cu noroi în Mița Iosif sau cei care au fost înainte, dar Bălan nu a executat lovituri libere. Mi-aduc aminte și în Liga a doua era mereu preferat Sefer sau oricine altcineva. Bălan nu era lăsat să execute. Și am spus-o asta și atunci când eram în Liga a doua și la începutul sezonului de Liga I. Sefer nu este executant de faze fixe, nu reușește să execute în special fazele fixe, în special când avem nevoie de centrări. El nu reușește să centreze și să creeze situații din aceste faze fixe. Într-adevăr, are un șut foarte, foarte bun Sefer, însă nu cred că execută loviturile libere foarte, foarte bine. Însă Bălan aici execută genial, îl păcălește pe portar foarte, foarte simplu. Mingea ce-i drept ia un efect inexplicabil. Vedem aici, se duce în stânga portarul celor de Dinamo. Mingea face așa în fața lui și n-are absolut nicio șansă să scoată această minge. Execuție superbă a lui Bălan și mă bucur că în sfârșit vedem și noi un gol marcat de lui Bălan din lovitura liberă, mai ales că, așa cum spuneam, încă de când a venit el la Rapid, știam că are această calitate și știam că execută foarte, foarte bine loviturile libere. Îi iese această execuție și facem 3-1. Facem o gafă foarte, foarte mare aici și am spus-o și la început. Da, aici nu înțeleg. Albu nu iese aici să primească mingea, săpunarul practic nu are opțiuni. Ar fi soluția asta aici cu Moise, să încerce o pasă spre Moise. Însă, dacă pasa asta este greșită, se poate transforma într-un contraatac foarte, foarte periculos. Ai bine, săpunarul, neavând posibilități, neavând ajutor din partea mijlocașilor central, încearcă o pasă înapoi spre Orațiu Mondoman, cum este indicat. Dacă n-ai opțiuni, du-o înapoi la portar. Însă Horatiu este puțin surprins la această fază. Avem noroc că dă drumul la mine care și lovește mingea prima oară. Reușește să degajeze aici în fața lui Grădinaru. Cei drept îl și lovește pe acesta după ce degajează, însă nu se poate considera ca penalti pentru că, e clar, lovește mingea prima și prima oară și nu se poate da penalti pentru așa ceva. Însă pe viitor va trebui să avem grijă pentru că, e clar, dăm adversarului șansa de a reveni în meci, așadar trebuie să evităm astfel de greșeli acolo în defensiv. Se vede aici, da, Horatiu îl lovește pe Grădinaru, însă nu poate fi considerat fault acest lucru pentru că, e clar, el intenționează să joace mingea și joacă mingea, lovește mingea, iar după ceea ce se întâmplă este fără voia lui, se ciocnesc cei doi. Probabil aici Grădinaru trebuia să încerce să evite, trebuia să sară și să evite contactul, însă intenția lui este clar de a căuta contactul și a încerca să obținem penalti. Până în minutul 77 nu au mai fost situații foarte importante, s-a jucat foarte haotic. Reușim aici să creăm un pic de pericol la poarta celor de la Dinamo, așa cum spuneam, intră Carnat pe finalul meciului și reușește să creeze pericol. Recuperează aici mingea în lateral stânga,
reușește să depășească fundașul advers destul de simplu. Încearcă un șut din unghi aici, neavând altă soluție, neavând un atacant acolo în fața porții, încearcă ceea ce este recomandat să finalizeze această fază. Cred eu că ar fi avut mult mai multe șanse să înscrie aici Carnac, dacă ar fi încercat să-și facă mingea pe dreptul și să caute cu efect să finalizeze la colțul lung. Zădim băgat de finalizează cu stângul și vedem aici portarul cel de la Dinamo reușite să blocheze cu călcâiul. Următoarea fază, în minutul 79, este o fază creată de Rari și Rie 100%. În prima fază reușește să depășească un adversar destul de simplu. Îl vede cu coada ochiului aici pe Carnat și trimite o pasă absolut genială. Carnat nu este în poziție de offside aici, primește într-o poziție regulamentară, însă din nou finalizează cu stângul. Aici chiar nu am înțeles de ce finalizezi cu stângul, de ce te grăbești să finalizezi. E clar, suferă un pic aici mental Carnat, pentru că vine după accidentare, nu a mai jucat de ceva timp și aici se precipită. Nu reușește să stea calm, nu reușește să caute poarta să finalizeze cu dreptul. Părerea mea aici trebuia din nou să finalizeze cu dreptul, mai ales că el este dreptaci. Ar fi trebuit să își facă mingea un pic mai în față, n-are niciun adversar lângă el, avea spațiu foarte, foarte mare. Vedem și portarul este poziționat foarte greșit aici. Aici dacă te faci că dai cu stângul, ți-o faci pe dreptul și dai la colțul lung, portarul n-are absolut nicio șansă. Sau vedem aici Sefer este liber în partea dreaptă, putea să trimită acolo în fața porții pentru Sefer, iar Sefer doar punea latul și puteam să marcăm din nou să facem 4-1. Spunea, finalizează cu stângul Carnat, scoate portarul după Sefer, n-are noroc, nu sare mingea la el, reușește fundașul cel trădeamu să respingă de aici din fața porții. Se termină 3-1 și cum spuneam, reușim să plecăm cu dreptul în acest play-out și în acest moment clar ne gândim acolo la primele două poziții. Primele două poziții care ne duce într-o semifinală pentru un loc de Conference League. Dacă vom câștiga acel meci cu echipa care va termina, acum depinde pe ce loc terminăm noi, echipa care va termina. Dacă noi terminăm pe primul loc, vom juca cu echipa de pe locul 2. Dacă terminăm pe locul 2, vom juca cu echipa de pe primul loc. Iar după, câștigătoarea dintre aceste două echipe va juca cu echipa de pe locul 3 din play-off pentru ultimul loc de Europa. Așadar, poate fi un final de sezon interesant pentru noi, poate fi un final de sezon care să ne găsească sezonul următor în Conference League. Vedem din punct de vedere al statisticii, n-am stat noi extraordinar, însă ceea ce mă încurajează este faptul că Dinamo a reușit un singur șut pe cadrul porții. Asta înseamnă că ne-am apărat bine, asta înseamnă că am reușit să închidem foarte, foarte bine Dinamo. Acum e foarte mult de discutat dacă trebuie să luăm foarte mult în considerare acest meci, pentru că Dinamo este într-o situație foarte dificilă, dar trebuie luată în considerare și faptul că noi ne-am prezentat foarte, foarte bine. Probabil, nu știu dacă din meciul următor, pentru că avem din nou un meci cu Liceni, meci din nou ușor, dar probabil atunci când vom juca cu Sepsi, când vom juca cu UTA, când vom juca cu Botoșani, atunci putem să tragem concluzii mult mai importante. Ceea ce este important este că echipa a arătat foarte bine și am reușit să câștigăm cele 3 puncte. O posesie de 48% pentru noi, doar la acest meci, 7 șuturi, 5 pe poartă. Reușim să trimitem un procentaj destul de bun de șuturile noastre spre poartă, ceea ce este foarte, foarte bine. Goalkeeper saves, Horatiu n-a avut nicio minge salvată în acest meci, portarul celor din Amo a avut două mingi salvate. Atacuri doar 97, atât au avut și cei de la Dinamo, însă 71 de atacuri periculoase din cele 97, un procentaj destul de bun.
Așadar, probabil, dacă nu reușeam să marcăm atât de repede la acest meci, dacă nu reușeam să vă deschidem scorul atât de repede și să ne desprindem destul de repede pe tabelă, altfel ar fi arătat meciul și altfel ar fi arătat repriza a doua. În clasament suntem acolo pe locul 9 în acest moment. Suntem la egalitate de puncte cu UTA și Sepsi, toate cele 3 puncte, câte 23 de puncte. Botoșani pe prima poziție cu 26, Botoșani a început destul de simplu acest play-out, a jucat cu Gazmetan și s-a impus cu 5-0. E bine, ne așteaptă un nou meci important pentru noi, până la urmă trebuie să ne impunem, trebuie să câștigăm acest meci cu Criceni și să rămânem acolo sus. E clar, gândul nostru pleacă din nou la 3 puncte și să fie un debut perfect pentru Adi Mutu pe banca noastră. 3 din 3 ar suna perfect. Moralul echipei este clar unul ridicat după această victorie. E clar, avem altă viziune, alt stil de joc, alt sistem și pare că avem și speranțe destul de importante pentru acest play-out. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod. Mulțumesc pentru atenție, prieteni, vă mulțumesc și vă aștept în continuare alături de mine. Până data viitoare, vă pupa!